Orheiul se pregătește pentru învierea Domnului. Cu acest prilej în municipiu a fost dat start unei campanii de salubrizare. Mâinicile și le-au suflecat nu doar angajații întreprinderilor specializate, ci și conducerea municipiului. În teren a ieșit toată lumea în frunte cu primarul, așa că forfota a fost una cu adevărat premergătoare sărbătorilor care vin. Străzile municipiului au fost curățate cu un șampon special. La Orhei, această tehnologie a fost folosită pentru prima dată în țară și este utilizată cu succes. Până să fie amenajat cu diferite decorațiuni specifice sărbătorilor pascale, Orheiul a început să fie curățat minuțios. Lucrările au început în zori, în jurul orei 5 dimineața. Primele lucrări de salubrizare s-au făcut în parcul Ivanos. Cot la cot cu muncitorii de la Spații Verzi, acolo au lucrat și reprezentanții administrației locale. Ne aflăm în pragul sărbătorilor pascale și Primăria Municipiului Orhei împreună cu echipa lui Lanșor se pregătesc minuțios de această sărbătoare. Tradițional, în fiecare an, noi instalăm diferite decorațiuni pascale, ceea ce face orașul și mai frumos și mai atrăgător în pragul acestor sărbători. Astăzi ne-am adunat în parcul Ivanos din Municipiul Orhei cu echipa Primăriei Municipiului Orhei și toate întreprinderile noastre municipale pentru a da start campaniei de salubrizare în municipiul Orhei. Înainte de a veni în primărie, de am 15 ani de când lucrez, am lucrat în alte raioane cu lucru și mai frumos ca orașul nostru Orhei, n-am întâlnit. Pe lângă metodele obișnuite de curățare, Orhei folosește de mult un șampon special pentru curățarea străzilor. În acest sens, municipalitatea a fost un pionier în țară. Da, noi considerăm că avem cel mai frumos oraș din Moldova și noi încercăm să menținem curățenia, strângem din urma noastră ca pentru noi, în primul rând, să fie frumos, curat și plăcut. Și cei care au trecut prin zonă s-au arătat impresionați de curățenia din jur. Peste tot este curat, totul este îngrijit. Orașul nostru este foarte frumos, s-a transformat complet de-a lungul anilor. De când Ilanșor a venit la noi, orașul nostru a devenit pur și simplu un oraș preferat de toată țara, nu doar pentru orheieni, dar și pentru cei care vin și admiră orașul. Orhei este un oraș minunat, un oraș excelent, foarte curat. După părerea mea, nu există oraș mai curat. Salubrizată a fost și grădina publică Orhei, redeschisă recent după lucrări ample de reconstrucție. Grădina publică va căpăta un alt aspect de sărbătoare, pentru că suntem în preajma sărbătorilor pascale și, bineînțeles, pe lângă faptul că salubrizăm orașul, îl și decorăm cu decorațiuni speciale, așa încât atmosfera sărbătorilor de Paști să bucure fiecare creștin. Și pentru ca orașul să-și păstreze aspectul frumos și îngrijit, locuitorii acestuia au fost îndemnați să mențină curățenia.